Acest program conține plasare de produse. Doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Sănătate înainte de toate, emisiune ce intră în casele dumneavoastră în fiecare zi, de luni până vineri, cu sfaturi utile în materie de sănătate, sfaturi venite de la cei mai buni medici, dar și de la cei mai buni naturiști. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre cancer, dar și despre miturile legate de apariția cancerului, iar pentru mai multe informații am reinvitat-o alături de mine pe doamna doctor Mara Jidvean, medic specialist oncolog. Bună ziua, doamna doctor! Mă Bună bucur ziua. Că ne sunteți alături. Mulțumesc pentru invitație. Domnule, doamna doctor, în primul rând aș vrea să le spunem celor de acasă ce este cancerul și dacă se cunosc, bineînțeles, factorii ce duc la declanșarea cancerului. Cancerul, spus așa, ca termen general, reprezintă de fapt o multitudine de boli. Practic, el se referă la țesuturi, la tumori care se dezvoltă din organele sau țesuturile normale ale organismului și se răspândesc în timp dacă nu se intervine cu tratament în restul corpului. Sunt foarte multe tipuri de boli, peste 100, care sunt sub această umbrelă numită cancer. Din păcate, nu putem spune cu certitudine ce produce cancerul. Sunt câțiva factori care cu siguranță influențează apariția. Avem factori genetici. Pe unii îi cunoaștem, cum este mutația BRCA, despre care s-a discutat destul de mult, legată de apariția cancerului de sân, cancerului ovarian, dar și alte mutații. Sunt factori fizici, cum sunt radiațiile, în special, factori chimici, anumite infecții virale, cum este infecția HIV, infecția cu hepatită B, care pot duce la apariția tumorilor. Dar și foarte multe situații în care ne este aproape imposibil să spunem de la ce a plecat boala, din ce motiv a apărut boala. Care ar fi diferența dintre cancerul malign și cel benign? Atunci când vorbim despre tumori, putem să spunem maligne sau benigne. Cele maligne sunt întotdeauna cancer. Cele benigne sunt în general tumori care cresc doar local, ele nu au capacitatea de a invada alte organe și țesuturi, ele nu proliferează așa de agresiv cum fac cele maligne și, în general, la tumorile benigne, singurul tratament necesar este extirparea. Practic, ele se scot chirurgical și nici nu mai recidivează, nici nu apar metastaze și nici nu este nevoie de un alt fel de tratament, cum este radioterapia sau chimioterapia sau terapiile țintite. Chimioterapia și radioterapia se folosesc în momentul în care acel tip de cancer a dat metastaze? Neapărat. Și în fazele incipiente, atunci când vrem să vindecăm pacientul, după intervenția chirurgicală, în funcție de localizarea primară a tumorii, se folosește un tratament astfel încât, să spunem, să sterilizăm zona și să prevenim apariția metastazelor la distanță. Există situații în care cancerele nu pot fi operate și atunci se recomandă chimioterapia sau radioterapia după caz? În general, atunci când sunt cazuri foarte avansate, fie foarte avansate local, fie metastatice, chirurgia, din păcate, nu își mai are locul principal. Pot fi tumori foarte invazive local care nu se pot scoate în întregime chirurgical și atunci preferăm să facem un tratament de tip chimioterapie sau radioterapie pentru a restrânge tumora și apoi se încearcă intervenție chirurgicală.
Iar dacă sunt prezente metastazele, din păcate se recomandă numai tratament țintit sau chimioterapie sau hormonoterapie sau combinații. Anumite tratamente cu radioterapie locală, cum este în cazul metastazelor osoase, și din păcate atunci chirurgia nu mai este eficientă. De ce ar trebui, doamna doctor, ca un pacient să nu refuze tratamentul oncologic atunci când îi se recomandă? În cazul în care vorbim de tumori localizate, tratamentul oncologic, fie că vorbim despre chimioterapie, tratament hormonal sau radioterapie sau terapii țintite, are rolul de a vindeca pacientul. Asta înseamnă că practic îi creștem semnificativ speranța de viață și facem astfel încât după o perioadă de timp, pentru că nu o să ne faptul că uneori chimioterapia și radioterapia au efecte adverse supărătoare, dar după ce terminăm acest tratament, pacientul poate să revină la normal și să-și trăiască viața absolut normal, cum o făcea și înainte de tratament. În cazul tumorilor avansate, în cazul bolii metastatice, tratamentele cu chimioterapie, tratament hormonal, au rolul, în primul rând, de a prelungi supraviețuirea bolnavului, dar și de a-i controla simptomele, pentru că scăzând dimensiunile tumorilor, atunci pacientul se poate alimenta, se poate deplasa, are un status de performanță cât se poate de apropiat de normal și își poate duce viața înainte. Care este cel mai agresiv tip de cancer? Este foarte greu de spus. Tumorile evoluează de la om la om. Practic, chiar dacă bolile oncologice sunt împărțite în funcție de anumite stadii, în funcție de organul de la care a pornit boala, practic fiecare pacient este unic din multe puncte de vedere. Ține de anumite caracteristici moleculare ale tumorii, de anumite caracteristici ale pacientului, boli asociate, anumite alergii, modul în care răspunde la tratament, în care rezistă la tratamentul oncologic. Sunt foarte mulți factori și o să dau exemplu câțiva pacienți care aveau boli pe care le-au perceput inițial ca o sentință la moarte. Mă refer la cancer pulmonar metastatic, mă refer la melanom malign metastatic, unde acum câțiva ani se vorbea de o speranță de viață de câteva luni și care au trăit pe picioare 7 ani, 8 ani, da, cu tratament. Un tip de cancer depistat la timp este vindecabil sau doar tratabil? Cele mai multe cancere depistate în stadiile 1 și 2 sunt vindecabile. În momentul de față avem un progres absolut inimaginabil în ceea ce privește terapiile oncologice, în special în ultimii 10-20 de ani. Dacă vorbim despre toate neoplaziile, indiferent de punctul de plecare, indiferent de stadiu, în momentul de față, speranța de supraviețuire la 5 ani e undeva la 65%, dar pentru anumite tumori, cum sunt cancerul de sân, cancerul de prostată, cancerul tiroidian, de coluterin, speranța depășește în unele cazuri 90%. Deci vorbim de rezultate foarte bune cu tratament. Dacă trec, doamna doctor, 10 ani, 15 ani de la intervenție și pacientul, conform investigațiilor pe care le face după, nu are nicio problemă, nu mai are nicio problemă. Mai există riscul ca acel tip de cancer să recidiveze? În general, se consideră că dacă boala nu a recidivat în primii 5 ani pentru cele mai multe tipuri de cancere, pentru anumite cancere din sferă orele 10 ani, se consideră pacientul vindecat. Adică și dacă apare la un timp de 15-20 de ani, se consideră altă boală, nu recidivă. Este posibil să apară și după 10-15-20 de ani o altă boală oncologică.
în situațiile în care vorbim de anumite mutații genetice care predispun la apariția cancerelor, pentru că, din păcate, nu avem cum să modificăm acea mutație genetică. Dar dacă avem pacienți care au făcut tumori cumva influențate de fumat, de exemplu, sau de consumul de alcool, sau de lucrul în mediu toxic și ei sunt scoși din acel mediu și boala nu recidivează 5-10 ani, cel mai probabil nici nu o să mai recidiveze ulterior. Pentru o persoană care a trecut printr-un tip de cancer și s-a operat, este obligatoriu ca în fiecare an sau odată la 2-3 ani să facă anumite investigații pe care i le-a recomandat specialistul, sau după ce termină cu intervenția și face și tratament oncologic, poate să stea liniștit fără să-și mai monitorizeze starea de sănătate. Pentru fiecare tip de cancer există un protocol de monitorizare care este absolut obligatoriu în primii 5 ani. Cel mai important, aș putea spune, că este consultul clinic, da, examinarea clinică a pacientului, care trebuie să facă periodic, în primul an la 3 luni, ulterior la 6 luni și în ultimii 2 ani anual. Spre exemplu, în cazul neoplasmelor din sferă ginecologică sau în cazul tumorilor de colon și de rect sau cele gastrice, și după ce se termină cei 5 ani, este bine nu să meargă la oncolog, ci la specialistul de organ, la ginecolog, la gastroenterolog, ca o dată pe an să-și facă Babeș Papa Nicolau, să-și facă consult local, să facă endoscopie, astfel încât să se asigure că totul e în regulă. Cancerul nu este contagios? Absolut. Este doar un mit? Deloc. Este un mit. Am întâlnit foarte mulți, nu atât pacienți, cât aparținători ai pacienților care ajungeau să se ferească de pacienți din cauza acestui mit. Mitul provine din faptul că în anumite situații există mai mulți pacienți în aceeași familie. Dacă pacienții respectiv sunt rude de sânge, da, părinți, copii, frați, vorbim cel mai frecvent de o mutație genetică moștenită familială. În cazul în care vorbim de soț-soție, cel mai probabil este vorba despre un factor de risc, cum s-a întâmplat la explozia de la Cernobâl, spre exemplu. Au fost expuși la radiații și a crescut incidența anumitor cancere. Da? Dar nu este în niciun fel contagios. Multe persoane, doamna doctor, afirmă că zahărul cauzează sau accelerează creșterea celulelor canceroase. Trecem la mit sau la realitate? Este și acesta un mit care pleacă, practic, multe din aceste mituri pleacă de la niște informații relativ corecte. Celulele canceroase au o rată de multiplicare mult mai mare decât celele normale ale organismului, ceea ce înseamnă că au și un necesar de glucoză mult mai mare. Dar toate celulele din organism se hrănesc cu glucoză, că așa suntem creați. Pe de altă parte, indiferent ce consumăm, consumăm dulce sau consumăm carne sau consumăm grăsimi, organismul nostru metabolizează ceea ce am consumat, iar la celule tot glucoză ajunge. Prin urmare, acele recomandări de diete prin înfometare, că de fapt aici este problema, se ajunge la diete prin înfometare în ideea că nu se mai hrănește celula canceroasă și nu se mai dezvoltă, nu sunt eficiente, pentru că înainte să nu se mai dezvolte celula canceroasă, nu mai ai suficientă energie astfel încât să îți funcționeze corespunzător organismul, și dietele din înfometare, din păcate, duc mai repede la decesul pacienților. Cancerul poate apărea în urma unui șoc emoțional? Nu. Există anumite legături, dar care au, practic, sunt niște studii de cohortă care nu au demonstrat. Într-adevăr, dacă avem o stare psihică bună, dacă facem sport, dacă eliberăm endorfine, se pare că
imunitatea noastră este ceva mai bună, dar asta nu înseamnă că ne apără de apariția cancerelor sau ne apără în fața altor boli. Cu siguranță o persoană cu o stare psihoemoțională bună va trece ceva mai bine prin tratament și are șanse să răspundă mai bine la tratament. Da. Consumul de carne roșie crește riscul de apariție al cancerului? Consumul de carne în general nu. Consumul de carne roșie a fost asociat cu o creștere a riscului de apariție al cancerelor colorectale, dar vorbim de cantități foarte mari de carne roșie. Carne roșie înseamnă vită, vânat și carne grasă de porc sau mezelurile acestea care sunt foarte procesate. Și aici ne referim la consum de peste 500 de grame pe săptămână. În general, cel puțin populația din România nu este o mare consumatoare de carne roșie și cu siguranță sunt foarte puține persoane care ating această cantitate. Dar utilizarea îndulcitorilor artificiali? S-a presupus la un moment dat că ar fi asociați, dar niciun studiu nu a putut demonstra legătura dintre apariția niciunui tip de cancer cu utilizarea de pe lungă durată a îndulcitorilor artificiali. Da. În urmare, persoanele cu diabet pot sta liniștite din punctul acesta de vedere. Multe persoane, doamna doctor, apelează la dietele vegetariene și spun că printre beneficiile acestor diete ar fi și acela că ar scădea riscul de apariție al cancerului. Fals sau adevărat? Din păcate, pentru vegetarieni și pentru vegani este și acesta fals. În primul rând, nu a fost niciun studiu care a arătat această legătură. Într-adevăr, persoanele vegetariene vegane nu consumă carne roșie, deci probabil își scade riscul de apariție a cancerului colorectal și consumând foarte multe fibre, cu atât mai mult ajută. Pe de altă parte, persoanele vegetariene și vegane trebuie să fie foarte, foarte atente la anumite suplimente pe care trebuie să și le administreze, cum sunt suplimentele cu vitamina D, B12, fier, zinc, să fie atent să consume toți aminoacizii esențiali de care are organismul nevoie și în proporția în care are nevoie, pentru că altfel, spre exemplu, se poate ajunge la apariția unor probleme gastrice, inclusiv un neoplasm gastric. Da, deci suplimentele alimentare sunt recomandate. În dacă dietele vegane obligatorii. Dar, la ora actuală, pe piața farmaceutică din România și nu numai, ar exista vreun supliment alimentar care să prevină și să trateze cancerul? Din păcate, cu toate că piața este absolut plină de suplimente alimentare care promit acest lucru, niciun studiu nu a arătat că ar fi eficiente în această direcție. În general, suplimentele alimentare, după cum le spune și numele, trebuie să vină cumva în ajutorul organismului și să ne ofere ce organismul are nevoie și nu își poate administra prin alimentație. Da, un copil în creștere va avea nevoie de un surplus de minerale, vitamine pe care nu și le poate administra. Sau o persoană în convalescență, deci când își revine după chimioterapie, după intervenție chirurgicală, s-ar putea să aibă nevoie de anumite suplimente ca să îl ajute să-și revină organismul. Mi ajută corpul cu brio, dar nu în momentul dar în care nu vorbim despre o boală exact, gravă. Exact, dar nu o să ne vindece boala oncologică, din păcate. Da. Așa cum a spus la începutul emisiunii, cancerul se poate transmite și genetic. Dacă am avut în familie vreo rudă de gradul 1 diagnosticată la un moment dat cu vreun tip de cancer, există riscul ca și ceilalți membri ai familiei, copii, nepoți, să se confrunte în viitor cu vreun alt tip de cancer? Și mai este o situație când nimeni din familie nu a avut cancer, iar noi ne gândim că nu am avea cum să fim diagnosticați
la un moment dat cu vreun tip de cancer. Ce ne puteți spune despre aceste două situații? În ceea ce privește mutațiile genetice și cancerul acesta familiar, să spunem, practic numai 5-10% din totalitatea diagnosticelor oncologice sunt moștenite genetic, sunt boli familiale. Restul sunt cu mutații de novo. Cu alte cuvinte, dacă am avut o rudă de gradul 1, de gradul 2, care a avut o boală oncologică, dacă știu că a avut o mutație, da? Spre exemplu, mama sau bunica a avut un cancer de sân, a avut posibilitatea, sau de ovară, a avut posibilitatea să se testeze și am văzut că e BRCA pozitiv. Atunci, cel mai bine, copiii, nepoții, ar trebui să se ducă să se testeze, să vadă dacă au și ei mutație BRCA, ca să știe, practic, cum se monitorizează ulterior. Dacă nu știu să fi avut vreo mutație, n-am avut posibilitatea să verific sau pur și simplu a fost negativ, nu înseamnă că eu am un risc mult mai crescut. Bineînțeles că o să-mi fac niște analize mai atent, dar nu înseamnă că am certitudinea că la un moment dat o să am o boală oncologică. De asemenea, dacă n-am avut în familie pe nimeni cu boli oncologice, nu înseamnă că în anumite condiții nu pot să am eu o boală oncologică. Da. Multe persoane, doamna doctor, sunt îngrijorate și cu privință la telefoanele mobile din cauza faptului că ele emit energie prin radiofrecvență. Ne pot îmbolnăvi aceste telefoane mobile. Dacă vorbim foarte mult timp sau dacă în momentul în care dormim le ținem pe noptieră lângă capul nostru? S-au făcut în această privință foarte multe studii, dar niciunul nu a reușit să găsească o corelație între apariția tumorilor cerebrale și utilizarea îndelungată a telefonelor mobile sau lăsarea telefonului lângă pat în timp ce noi dormim. Este adevărat că telefoanele mobile emit o anumită radiație, de asemenea, această temere se asociază cumva și cu temerea de a face investigații imagistice, cum sunt radiografii, tomografii. În momentul de față, aparatele care se folosesc, indiferent că e vorba de telefoane mobile sau de tomografii sau de aparate de radiografii, sunt foarte bine calibrate, foarte bine structurate și proiectate, astfel încât nivelul de radiație pe care corpul nostru îl primește este foarte mic, este aproape insignifiant. Prin urmare, evident, nu trebuie să facem radiografii în fiecare zi sau să stăm și din alte motive cu telefonul numai la ureche. Dar dacă îl folosim telefonul în mod normal, chiar dacă dormim cu el lângă pat, dacă facem radiografii, tomografii atunci când ne este recomandat de un medic, nu o să ne crească niciun fel riscul de apariție al tumorilor. Cancerul poate fi eliminat cu certitudine 100% din organism? Din păcate, nu putem avea această certitudine. Tratamentele, după cum spuneam și la început, noi vorbim de o șansă de vindecare, de o rată de supraviețuire la 5 ani, de peste 90%, dar totuși nu este 100%. Deci nu avem certitudinea că am eliminat absolut toate celulele neoplazice din organism sau că nu mai sunt celule dormante. De asemenea, cum am precizat mai devreme, dacă o persoană și dacă am reușit să elimin inițial toate celulele neoplazice, dacă o persoană are o mutație genetică care predispune, la un moment dat s-ar putea să apară noi celule neoplazice. Asta nu înseamnă că tratamentele nu sunt eficiente. Ce face eliminarea celulelor canceroase atât de greu de realizat? În primul rând, este imposibil să scanăm organismul până la nivel celular, astfel încât să ne asigurăm că s-a eliminat tot. Când vorbim despre tratamentul adjuvant, adică atunci când vrem să vindecăm pacientul, chimioterapia care se administrează adjuvant se administrează în speranța că omorâm micrometastazele. Acestea sunt celule sau grupuri foarte mici de celule care au plecat deja din tumora primară
și pe care încercăm să le distrugem. Nu putem să avem certitudinea că le-am distrus, din păcate. Celele tumorale au tot felul de mecanisme de a se apăra. Tocmai de aceea noi chemăm pacientul la reevaluări, îi facem investigații imagistice, îi facem consulturi clinice, astfel încât în cazul în care totuși apare ceva, ne trezim că nu am omorât toți și ceva începe să se dezvolte, să putem să prindem din timp și să tratăm. Unde vă pot găsi telespectatorii noștri? La spitalul CF2 sau în privat, dacă îmi caută numele. Da. Cu siguranță mă Mara Jitveian și cu siguranță găsești toate detaliile. Doamna doctor, vă mulțumesc că v-ați făcut timp să fiți astăzi alături de noi și să știți că vă reaștept cu tot dragul cât mai curând. Mare drag. Dragilor, acum noi urmărim un material cu dieta recomandată în timpul ședințelor de chimioterapie, dar să nu plecați, în două minuțele revenim cu un alt invitat.